Așa cum amenziile pentru cei care ne vând ulei de palmier pe post de lapte sunt infime, rămâne ca doar cumpărătorii să-i sancționeze. Și se pare că asta se întâmplă deja. În timp ce unii vânzători din centrele comerciale se bucurau astăzi că vânzările le-au crescut ca pe drojdii din ultimele zile, alții își așteptau cu disperare cumpărătorii. Cei din urmă sunt cei care comercializează produsele care au ajuns în lista neagră a expertizei de la finele săptămânii trecute. Mai mulți comercianți de lactate spuneau că au dat năvală astăzi cumpărătorii la ei, având vânzări mult mai bune decât de obicei. Amoi sunt în creștere, vânzările s-au ridicat puțin, lactate mărți are bine. Oamenii sunt de acord, laptele e calitativ. La noi se cumpără foarte bine, pentru că lumea înțelege când îi lua lapte integral, adică acceptă mai mult. Indiferent de preț. Adică. La polul opus, lactatele altor producători care nu au fost deloc solicitate astăzi. Vitrinele erau pline, iar vânzătorii se plictiseau fără muncă. Aceștia au refuzat categoric să discute cu echipa noastră și nici nu ne-au permis să filmăm. Cumpărătorii spun însă că de când au auzit despre rezultatele expertizei lactatelor comercializate în Moldova, au devenit mult mai prudenți atunci când cumpără aceste produse. Eu am nepoțăia și de fiecare dată le cumpăr dimineața lapte de în ora sticlă sau la pachet și numai la magazin care le știe eu. Acolo eu tot timpul verific. Cumpărăm în fiecare zi că avem copii mici și folosim. Alegem producătorii care îi știm că sunt mai naturali. Eu de mult nu cumpăr din magazine, cumpăr de la oameni. Poate o lecție mai scump ca pentru pensionar, dar cumpăr marfă naturală de la țărani. Alți cumpărători sunt mai sceptici. Spun că niciun producător de lactate nu le mai inspiră încredere. Nu, așa de le păcupăm cu degeță. Drugovă și net. Și pe rețelele de socializare, subiectul a trezit multe discuții. În timp ce unii susțin că studiul este de fapt o antireclamă foarte dură, alții sunt revoltați și cer de la autorități pedepsirea celor vinovați. Expertiza publicată la finele săptămânii trecute arată că o bună parte din lactatele moldovenești care au fost supuse testului nu conțin lapte, ci doar grăsimi vegetale care sunt mult mai ieftine. Acestea ne pot afecta grav sănătatea, susțin nutriționiștii. Printre efectele grăsimilor hidrogenate asupra sănătății sunt deci, riscul apariției de boli cardiovasculare, printre care ateroscleroza și cu toate efectele sale asupra vaselor sangvine, riscul de infarct, deci toate cele boli pe care noi le cunoaștem foarte bine din ziua de astăzi. Dacă este să vorbim despre copiii mici, consumul mărit de acest tip de grăsimi nesănătoase duce la scăderea imunității și la faptul că copiii sunt mult mai sensibili la infecții, bacterii și virus, deoarece grăsimile care ar trebui să formeze membrana celulei, deci nu mai sunt atât de rezistente pe cum ar trebui să fie. Amintim că Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare a supus expertizei 126 de tipuri de produse lactate autohtone și de import, cumpărate din diferite magazine începând cu data de 28 noiembrie 2017. Potrivit rezultatelor, din toate produsele, un sfert nu a trecut testul. Cea mai mare cantitate de grăsimi hidrogenate a fost depistată în brânză, care în unele cazuri conține și până la 96% de grăsimi vegetale în loc de lapte.